Uno, due, tada. Leo riguarda il trono. Poi strada. Ho visto due tane. Trovale osservando il disegno. Peicia. Io sono Mira, benvenuti in noi. Sì, benvenuta da me. Sì, bine ați venit pe channelul meu. După cum vedeți, am aici o grămadă de dulciuri și sigur ați citit și titlul videoului. Așa că da, astăzi o să probăm, o să probez de fapt și o să vă spun vouă ce părere am eu despre dulciurile din Italia. Prima impresie. Zilele astea, de fapt acum 2 zile, pentru că nu m-am răbdat să mai amân videoul ăsta, a ajuns verișorii mei din Italia și am vorbit cu el să-mi aducă câteva dulciuri din Italia ca să le probez. Ei bine, nu. El nu mi-a adus câteva dulciuri. El mi-a adus 2 plastine din alea frigorifice enorme vine cu dulciuri. Adică, înțelegeți ce vreau să zic? Și pentru asta ar trebui bătut, dar are noroc că lipesc prea mult. Ok, da, mi-a adus câteva dulciuri, abia aștept să le provez. Am fost toată noaptea, mi-am dorit să încerc anumite lucruri, să le desfac și apoi să mă prefacă de fapt. Nu s-a întâmplat nimic, dar nu, totul este bine izolat și împachetat și totul foarte bine, deci nu m-am atins de nimic. A trebuit să mă abțin și să-mi rot unghiile până acum când realizăm videoul ăsta împreună. Da, extrem de entuziasmată. Oamenii ăștia se crede că sunt nebună. Ok, ce trebuie să mai spun? Da, dacă ești prima dată când treci pe aici și prima dată când vezi faza mea, te invit cu mare drag și cu mare căldură să te abonezi și să dai subscribe. Butonul ăsta de jos mare roșu, știi? Știi care? Ăla. Ca să faci parte din mica noastră familie și să nu pierzi niciun video pe care o să-l postez. De asemenea, ca să mă cunoașteți și mai bine, puteți să mă urmăriți pe paginile mele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, pe Snapchat. Le las toate pe undeva pe aici și în căsuța de descriere, ca să-mi dați un follow și, e bine, să ne cunoaștem mai bine. Ce mai de zis? Nu știu. Hai să probăm o dată, să nu mai aștept. Bun, o să încep cu gusto italiano, pentru că mi se pare foarte specific. Avem aici și steagul Italiei și zice că ar fi caramele tradiționale italiane. Vedeți ce bine mai descurc italiana? Bomboanele astea îmi amintesc de în copilărie. Aveam niște brățări așa și ceasuri, așa pe mână, știți? Cu elastic și bomboane, se puteau mânca. Am senzația că s-au făcut la fel. Deci același gust. E foarte bun. Chiar îmi amintește de copilăria. Chiar e bun. Super bun. De asta sunt foarte curioasă. Le licherizie di mania. Radice di licherizie pura. Da, înțeleg totul foarte bine. Sunt niște lemne. Lemne de mâncat. Au un miros foarte puternic. Mi-am și rupt ambalajul. Da, în același timp. Asta se mănâncă oare sau? Mm.
De mâncat? Nu le pot mânca. Nu ai cum, sunt dinții. Dar când pui limba, sau pe dragi aer așa, vine un gust. Dulceag așa. O mâncat ceva de genul. Dacă e cineva prin Italia care mă urmărește, să-mi zică cum să mânc asta. Tot mai dulce. Da. Explicați, vă rog. Ok, trecem la ceva mai simplu. Vă rog. Ah, nici nu știu, nici nu știu. De ce să pun mâna? Hai să iau crostatina. Lați că ne adaug așa accentul ăla de italian. Questa storia inizia con cacao. Questa storia, hai să vedem. Ca niște tarte cu clar cu cacao, că aia am înțeles. Ăsta arată foarte bine. Wow! Sunt un pic crocante. Ciocolata asta are așa o... Deci și cu aia ne parcă. Delicioase, promit. Deci, până în prezent, este mi-au plăcut cel și cel mai mult. Sunt absolut delicioase. Cred că după fiecare dulce o să vreau să fug la mea și să mă spăl de dinți, pentru că e prea multă ciocolată. Da. Prea mult dulce. Ok. Hai să trecem la următoarea. Hai să mă team. Din poză, eu văd pâine, bucate de ciocolată și pâine, adică hamburger de ciocolată. Pane plus ciocolato. Și asta cred că e tot de la... Uite, de la Barilla. La firma Barilla și cred că și cealaltă pe care am mâncat-o, pentru că, din nou, zice Questa storia inizia con pane mas ciocolato. O să fie amuzant să mă reaud vorbind italiano. E parlare italiano. Doamne feci! Ok. Asta e un mini pâine. Mama să-ți faci sandwich pentru școală, s-o mână din asta. Așa greu, sandwich. Nu mint, e cu sandwich. După vă ziceam de ciocolată, am aici și o ciocolată și e cu alune, ciocolată cu lapte, nu vita. Deci, Sami, aș știu că mie nu-mi place ciocolata doar dacă e cu alune. Ori asta, ori la nimic. Bun. Ciocolata. Ciocolata e chiar bună, mă. Mă scuzați momentul ăsta meu, dar pe mine chiar mă surprinde. E o ciocolată bună, adică dincolo că-s bune alunele și că e bună combinația dintre ciocolată și alună,
Ciocolata asta are ceva parcă diferit, special, aparte. Și încă un lucru cu ciocolate. Mikado. Ciocolate au la... like. La minute, uita la video. Ah, uite că scrie în spaniolă. Galletas cubiertas de ciocolate con leche. Zice că sunt niște biscuiți acoperite în ciocolată cu lapte. Ce cute! Ce bune îs! Super bune! Chiar foarte bune! Dar cred că... nu știu, când o să termin chestiile astea, o să devin obesă. Sau o să dau diabet. După aceea, ciocolata mi s-a făcut foarte sete. Și mi-a trimis și niște... estate. Pesca. Cu 9,5% de suco de pesca, adică cum este piersică. Și mi se sete, deci hai să și încercăm asta. Deși tot timpul cu lichidele parcă mi-e un pic mai... dar mie îmi place să testez lucruri noi. Mi-e foarte cunoscut. Nu știu, dar nu-mi dau seama. Deci că seamănă un pic cu Nestea. Nu-mi dau seama. Deci seamănă, dar e bun. Și... mai este încă una cu gust de limone, dar asta o să încerc imediat. O las undeva aici la îndemână pentru că sigur o să mi se facă sete. Că mai am câteva chestii de încercat. Astea care am la îndemână sunt niște bombonale negre. Mole con goma. Aerobica. Una volta tutte le gomose. La goma arabica. Ați înțeles ceva? Așa și eu. Bun, hai să le desfac. Ce are dacă le desfac Kinder? Nimic. Nu zic eu că nimic. Și asta mi-e foarte familiar. Și zice, mi-amintește asta. Undeva m-am oprit. Îmi amintește de niște ciucete, de niște acicadele. Nu acadele, ci zic niște... cum le zice română? Jeleuri, așa. De niște jeleuri din Spania, care erau negre și lungi și învârtite așa, una după alta, așa. Și au exact același miros. De fapt... e același lucru. Doar că asta e mai... mai multă. Asta trebuie să zic unul sunt preferatele mele. Hai să vă explic aproximativ gustul. Când ne-ai în gură, e o senzație așa un pic dulceagă, când se transformă în amar și spre sfârșit e o senzație de mentolat. Nu e chiar așa rău. Vreau să preferatele mele și nu o mană mic tare, că e ușor elastică, dar nici nu se rupe. Nu e ca și în... sub gustul. Lui. Jeleuri pentru oameni mari. Trecem la următoare. De ăstea aveam cea mai mare curiozitate. De Ringo. Am auzit foarte mult de ele. Toată lumea le udați. Așa că chiar aveam curiozitate să le probez. Con Ringo il gusto vince sempre. Asta am înțeles. Cu Ringo gustul câștigă mereu. Ce se fac tot timpul așa de urât pachetele? Asta e un pachet care vine cu alte 6 pachete. Da. Și astea sunt niște biscuiți. Jumătate cu cacao, jumătate... nu știu. Azi zice vanile, dar nu știu. Și înăuntru au
puțină, puțină ciocolată. Adică puțină, dar sunt... Da, nu scoate. Hai să vedem cum azi. Deci, sunt foarte bune. Din nou, astea sunt ușor crocante. Ciocolata nu-i preferata mea, dar în sine, totul, adică mâncat împreună, thanks Italia și thanks Sami. Hai că mai sunt câteva, mai sunt câteva. Hai să le probăm pe astea. Astea sunt niște tarte. Wow! Arată bine, știu că sunt prăjiturele. Wow! Arată bine și sunt foarte bune! Vă dați seama cât de bine merg astea dimineața cu lapte? Doamne, sunt foarte bune! Deci nici nu mai sunt stare să mai mănânc. Că dacă aș mânca pe toată, dacă mănânc pe toată, cum trebuie să mai mănânc și din restul? Cum? Dar mai vreau! Imediat, dragă! Imediat! Spania! Ha, ha, ha! Astea sunt pan de Spania și produs în Italia! E so frumos! Deci am senzația că din asta am mai mâncat la viața mea. Trebuie să recunosc că nu sunt fan dulciurilor care au prea multă ciocolată. Dar hai să-i dăm o șansă. E bună și moale. E, în interior e foarte moale. E foarte bună. Dar aș putea mânca una și atât. Pe zi zic. Încă zic una pe zi. La fel m-aș îngrețolide, dar dulce. Vreau să vă zic ceva. Când am primit toate dulciurile, eram cu Andrei. Și când le-am văzut Andrei, o zic că mi le ia, mi le ia și o să mi le dea pe rând. Că nu cumva să mănânc doar dulciuri toată ziua. Și am zis, nu, dragă, nu trebuie să fac video. Formă mi le pot doar și mi le dai așa dreptat, dar nu, înainte să fac video. Hai să vedem ce să mai iau pe aici. Hai să le luăm pe astea, care e tot pan și gocioli, tot de la Barilla. Questa storia! Pan! Pâine! Am primit un cartonaș! Hai să ne jucăm! Bine, mai acolo! Din astea trebuie să recunosc, o să fiu sinceră, am mai mâncat în Spania. Și astea sunt foarte bune cu lapte, însă din ce mi-amintesc, așa, goale, poate sunt puțin seci. Ce se pot să aude? Da. Bună. E pâine dulce cu bucățele de ciocolată. Bine, de ce nu mai bate, că vreau să înregistrez. Am să le las astea pentru sfârșit. Pentru că din câte văd e cu ciocolată neagră. Foarte neagră. Și asta înseamnă că ar putea fi și amară. De solo cu un puro cacao. Nu știu cât de mult o să-mi placă. Da, și ambalajul e foarte drăguț. Uite cât este drăguțe. Foarte interesantă ciocolata și modul în care arată, dar nu sunt stare să mănânc pentru că deja simt cât e de amară și doar miros și nu sunt stare.
Asta pentru cei cărora vă place ciocolata amară. Mai sunt câteva lucruri, nu multe. O să iau pe asta. Fisherman's Friends Original Caramel Extra Forty. Sunt niște medicamente. Că scrie FF pe ele, știi? Ca pe medicamente. Sunteți medicamente de gât. Mentolate. De desfund de nasul. De răceală. Ui, oare ce? Hai să o iau și pe asta. Matilde. Uite, vedeți? Faceți cunoștință. Ea e Matilde Vicenzi. Și astea ar trebui să fie niște foietaje cu miere. Bravo, designerului. Lăsa foarte clar tot. Da! Și cum vă ziceam, foietaj cu miere. Să vedem cum îs. Foarte bun cu miere. Mi piace. Nutella! Nutella Ferrero. Nu s-a mai văzut din astea în România. Andrei zicea că a văzut. De accidentat. Oricum pare napolitană, bănuiesc, cu ciocolată, cu Nutella înăuntru. E un sfat Nutella. Foarte bun. Foarte bun. Îmi place. Nu vreau să se termine. Interesante. Confetti a gusto pistacchio. Mi pare super interessante și așa elegante și ambalajul, deci italienii ăștia au chestii bune. Urma să zic că în sfârșit sau nu în sfârșit, dar uite, ceva dulce fără atâta ciocolată. Pentru că ultimele lucruri pe care le-am mâncat au fost toate pline de ciocolată. Și apoi am citit aici și zice ciocolată blanco. Adică ciocolată. Și mergem mai departe și mergem la pastica. Del resole. Caramele. Adică asta înseamnă bomboane. Caramele înseamnă bomboane, nu caramele. Când de prins, Mireni? Păi, vedeți ce miniatură de bomboane sunt astea? Păi, da-s așa de cute. Asta înseamnă cu celelalte de care vă ziceam negre, ce înseamnă cu acele gen de aute în Spania. Dar cred că gustul astea sunt mai, nu sunt așa puternice, mult mai puternice. Dar îmi place mult cum arată ambalate și micuțe decât la mine în gură. Și ne apropiem de sfârșit. Astea mi se par foarte elegante, nu știu cum să zic, și îmi place foarte mult argintiul și este sigur din nou că sunt niște bomboane cu ciocolată. Deci dacă n-am mâncat astăzi ciocolată, nu am mâncat în viața mea. Vai, știți ce mi-e frică? Să nu fie trufe.
Dar strunghe nu, nu-mi plac. Nu strunghe. Dar e mult ciocolată aici. Are și o lume de altfel. Nu bună. E bună, dar am mâncat prea multă ciocolată și nu mai fac față. Deci să vă explic. Din câte simt, învelișul. Așa, este ciocolată din aia amaro, pură, din aia, știți voi? Și înăuntru pare să fie ciocolată cu lapte și cu multe lume. Bună, dar e too much pentru mine. De toată ciocolată chiar am nevoie să mi-ai beau puțin, așa că o să testăm și o să probăm cu asta cu lămâie, limon. Da, e foarte bun, dar mi se pare că seamănă tot mai bine cu sucurile pe care le găsim aici de la Nesty. Și asta e tot de la Ferrero. Dar e foarte bun. Ok, și ultima. Gusto italiano, din nou. Bine, n-am mai mâncat. E foarte bună. Dacă ne-am plac. Și o mult zahăr. Dar dacă vă uitați, deja le recunoașteți și probabil le-am mâncat. Dar e chiar foarte bună. Ok. Asta a fost totul pentru azi. Dacă s-a făcut videoul acesta prea lung, să nu dați vina pe mine, dați vina pe Sami, ne de vină. Eu am încercat să mănânc cât de repede am putut, ba mai mult, mult prea repede. Așa avea nevoie de pauze ca să mănânc așa mult. Așa multă ciocolată și dulce, cu toate că mie îmi place să mănânc dulce, poate prea mult. Da, da, asta a fost video pentru azi. Sper din suflet că v-ați distrat, că v-a plăcut, că v-am făcut să zâmbiți, că... Da! Și dacă v-a plăcut, vă aștept să îmi arătați că v-a plăcut și cum altfel, dacă nu, printr-un like, un share și un share, dacă nu s-a auzit. Și nu știu ce să mai zic. Încă o dată, dacă ești nou pe aici și dacă îți place ceea ce fac, te invit să te uiți și la alte videouri de pe channelul meu, pentru că aici, pe acest channel, facem o grămadă de lucruri împreună, ne distrăm, învățăm, facem coafuri, tutoriale, DIY-uri, vlogging mai puțin, dar poate să avem și vlogging, deci facem o grămadă de lucruri, așa că dacă ești interesat de cel puțin una din categoriile pe care le arătăm pe aici și pe care le învățăm pe aici, te invit cu mare drag și cu mare pădure să te abonezi ca să faci parte din mica noastră familie. De asemenea, te invit să lași comentariul tău aici jos, pe pagina mea de YouTube, să-mi spui părerea ta, să-mi spui ce vrea să mai vezi, să mă întrebați. Promit că citesc toate comentariile, promit că îmi place să citesc comentariile voastre, chiar dacă sunt comentarii negative, asta mă face mai puternică. Și mă găsiți și pe pagina mea de socializare, precum vă ziceam. Și acum da, asta a fost tot pentru azi. Ne vedem în următorul video vlog. Bye, bye! Eu tot îți curioasă de lemnul ăsta. Mă simt ca un cowboy. În gură. Mmm.